Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de melodii ale românilor. 100 de melodii care au rămas în inimile noastre, din generație în generație, cu interpretări de excepție. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Specialiștii în folclor, care apreciază că a apărut în perioada interberică, în sudul țării noastre, cât și muzicienii, sunt puși la grea încercare atunci când apar întrebări legate de originea melodiei. Ce-a fost verde sau uscat, ce-am iubit s-a scuturat. Creată între cele două războaie mondiale, melodia populară Trandafir de la Moldova a devenit folclor orășenesc, cântec de petrecere. Nu apare în culegerile de folclor, pe ea s-au țesut, prin cărciumile din București, 8 versuri inițiale. În timp s-a îmbogățit cu strofe funcție de locul unde se cânta. A intrat în repertoriul multor interpreți de muzică populară, Maria Lătărețu, Ion Crețu, Nelu Huțu. Nu i-a răsărit lui Ștefan Lăzărescu pentru întreg rostul vieții, dar l-a prins în mrejele sale, răspunsul publicului fiind pe măsură. Eu mi-amintesc, și asta a făcut ca să mi-l însușesc, să-l și cânt, mi-amintesc că îl cântau frații mei, tatăl meu, surorile mele, în sfârșit la mine în sat era foarte cântat. Încât în momentul când am fost invitat la redacția de muzică populară a Radio București, pentru a prezenta câteva cântece populare românești, printre primele pe care le-am prezentat atunci a fost și acest Trandafir de la Moldova. Născut 18 iunie 1913 în Caragele, județul Buzău, privind nesățios către capitală, stabilindu-se în București prin 1941, și-a desăvârșit studiile muzicale la secția Pedagogie a conservatorului Ciprian Porumbescu, atras irezistibil de cele ale cântului, potrivit propriei sale expresii. A absolvit și secția Canto Principal, fiind coleg cu Nicolae Herlea, Valentin Teodorian, David Ohanesian. Iată de ce a participat în calitate de student la emisiuni radiofonice pe viu, cu arii, duete din opere și operete, cu liduri, prelucrări clasice. A interpretat cu aceeași pasiune melodii populare, dar și genul romanței, contopindu-se cu melosul și cu textele. Vreo 3 ani a cochetat și cu muzica ușoară. Eu aleg România, 100 de melodii ale românilor, un proiect al rețelei regionale Radio România. Notorietatea melodiei Trandafir de la Moldova și a versurilor par invers proporționale cu ceea ce se cunoaște despre perioada în care a apărut și cine este autorul acestui imn neoficial al Moldovei. În toate variantele, strofa și refrenul deschid melodia. Pe parcursul melodiei punctează diferite zone ale Moldovei, Bacău, Dorohoi, Chișinău sau cetate Suceava. În strofe urmate de același refren, numărul strofelor nu este fix, cea mai scurtă variantă având 4 strofe intercalate de refren. Linia melodică este aproape identică, indiferent de zonă. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi. Trandafir de la Moldova a intrat în repertoriul multor interpreți. În proiectul Eu aleg România, 100 de melodii ale românilor, cel ales a fost Ștefan Lăzărescu. Realizările noastre și ale colegilor din rețeaua regională Radio România, toți cei care portretizează artiști și cântece nemuritoare, sunt postate pe www.radioiași.ro, Radio Iași România YouTube, pe site-ul campaniei eualegromânia.ro.